Doamnelor și domnilor, am ocazia să vorbesc astăzi pentru știrile Intermedia cu două dintre invitatele festivalului Zilele Teatrului Matei Vișniec la Suceava și nu o să pierd timpul și o să vi le prezint din start. Este vorba despre Mihaela Mihailov și Katia Pascariu, cele care cu producția Replica încheie de altfel festivalul Zilele Teatrului Matei Vișniec la Suceava. În primul rând, bine ați venit la Suceava! Nu știu dacă ați mai fost și când ați fost ultima dată. Mulțumim foarte mult pentru invitație. Am mai trecut prin Suceava, dar n-am mai jucat nici la teatru și nici în contextul festivalului. Da, nici eu n-am mai ajuns până acum aici. Mă bucur foarte mult. Am mai primit invitații de la teatru și din păcate n-au reușit să se concretizeze din cauza de programe. Și sunt foarte bucuroasă. Țin foarte mult la trupa de aici. Cunosc mulți dintre actori și multe dintre actrițe. Îi știu, îmi place de ei foarte mult și mă bucur că suntem aici. Ați venit cu teatru independent. Da, spectacolul pe care îl jucăm în seara asta, Tăcerea dintre noi, Se silența între noi, este de fapt un spectacol produs de compania De Veilleur din Franța. Compania asta mi-a comisionat, mi-a cerut mie să scriu un text acum 2 ani și jumătate și l-am scris. Spectacolul a avut mai multe reprezentații până acum în Franța. Are, iată, o reprezentație acum la Suceava, a avut una în cadrul festivalului de la Târgu Jiu și va avea și o reprezentație la Replica marți pe 31. Katia pe scenă. Da, împreună cu două colege, o actriță și o muziciană franțuzoaice, cu Iris și Izani, suntem împreună toate trei pe scenă. Spectacolul este și în franceză și în română. Ce nu este tradus live pe scenă beneficiază aici în România de supratitrare, deci poate fi văzut și de nevorbitorii de limbă franceză. O să fac referire acum și o să mă folosesc de un articol de pe Hot News de la începutul lunii mai, la un moment recent în care Katia Pascariu s-a aflat pe scenă la premiile Gopo și a susținut o altă colegă, actriță, este vorba despre Viorica Vodă, care după 20 de ani de la filmările pentru Filantropica a avut curajul să facă acea mărturisire. Mărturisirea făcea referire la hărțuirea sexuală de care a avut parte la momentul respectiv și despre care nu a avut curajul să vorbească până atunci și despre care sau care a dat curajul și altor persoane să înceapă să vorbească măcar despre asta în lumea teatrală și în lumea artistică. Insistând totuși atunci Viorica Vodă că nu dorește să transforme într-un Me Too de Moldova ceea ce a mărturisit. Sunt așa de grave lucrurile și în teatrul românesc, în filmul românesc? Sigur că discuția merită un timp mai îndelungat, dar pe scurt răspunsul este da. Din păcate, lucrurile nu sunt diferite la noi. Nu e vorba de un Me Too nici moldovenesc, nici românesc. E un Me Too internațional, mondial, sigur că da. Lucrurile sigur că au nevoie poate de mai mult timp la noi. Din diverse motive, de fiecare dată când a mai apărut discuția, s-a stins destul de repede sau a fost amortizată de diverse grupuri sau de alte teme care au părut mai importante, dar e foarte bine care a apărut. Acum, sigur că n-are rost să vorbesc eu în numele ei apropo de experiența ei. Ea nu a plănuit, oricum asta e ceva ce a tot spus, ea nu a plănuit să facă acea declarație, dar probabil contextul de așa natură, festivitatea, celebrarea 20 de ani de la un film care pe ea, sigur, ceea ce a urmat a traumatizat-o și n-a apucat să vorbească, reîntâlnirea cu echipa, a făcut-o să, în mod total spontan să spună lucrurile pe care le-a spus. Ceea ce a spus atunci că, și citez, s-a trecut cam repede peste momentul Vioricăi Vodă. Da, problema a fost că a fost foarte bine că ea, mă rog, a făcut ceea ce a simțit, aici nu e rolul meu să judec, ceea ce am judecat eu și ceea ce mai multă lume a avut de comentat au fost reacțiile colegilor și colegelor de pe scenă. Ceea ce s-a întâmplat mai departe în decursul serii și sigur când mi-a venit rândul în mod întâmplător să ajung pe scenă, am simțit că
s-a făcut o nedreptate și în felul în care s-a trecut peste declarația ei, în felul în care s-a reacționat. Și mi s-a părut că până la urmă pot să-mi folosesc puținul timp pe care l-am pe scenă pentru o temă mult mai importantă decât eu știu niște mulțumiri și niște laude legate de filmul nostru. Și mă bucur foarte mult că am avut ocazia. Știu foarte bine că foarte multă lume în locul meu ar fi făcut același lucru. Sunt sigură că oameni care au ajuns la microfon până să ajung eu, și femei, poate și bărbați, abar n-am ce mai în capul lor, nu-i mai înțeleg deloc. Sunt sigură că ar fi vrut să spună niște lucruri, dar din păcate nu suntem obișnuiți să vorbim în contexte de așa natură despre lucruri cu adevărat până la urmă importante și care chiar necesită dezbatere. În schimb, suntem primii la mulțumiri și la limbaj de lemn specific. Deci da, pe scurt, industria noastră artistică, industria, spațiul nostru cultural, industria de film și de teatru din România, mă rog, cât le putem numi industriele, sigur că da, sunt spații ca toată societatea noastră, care din păcate sunt extrem de misogine, sexiste, trăim în acest patriarhat care se simte la tot pasul. Internalizăm extrem de multe stereotipuri și prejudecăți, nici nu le mai observăm anumite gesturi, anumite tipuri de hărțuiri, poate mai puțin grave. Nu reacționăm decât când e uneori prea târziu și cred că asta și de asta și vorbit Viorica de ideea de a face consiliere după, tocmai pentru că uneori traumele sunt numai prin consiliere și prin terapie, ani de zile poți să le mai vindeci. Și sigur că e foarte bine că, și mă bucur foarte mult că și tu faci în seara asta, astăzi, un material despre asta, pentru că, într-adevăr, trebuie să profităm de acest moment și să nu-l lăsăm să treacă. Mihaela Mihailov, la câteva zile distanță, pe pagina sa de Facebook, să credităm poveștile femeilor care au trecut prin hărțuire și abuz, să nu mai deschidem acolade, da, dar, hai că poate și ea a provocat... Dar nu, dacă nu a vorbit atunci, de ce vorbește acum și așa mai departe? Să nu anulăm traume care și-au pus amprenta pe viețile unor femei. Să înțelegem că uneori, de cele mai multe ori, e cumplit de greu să vorbești imediat după ce ai suferit. Trauma are nevoie de timp al procesării emoționale. Uneori timpul ăsta poate lua o viață. Cultura empatiei trebuie exersată în fiecare zi. Și continuă mesajul pe care îl puteți citi pe pagina ei public. Suntem totuși în țara lui Bătaie ruptă din rai, în țara lui știe ea de ce, femeia trebuie bătută, știe ea de ce. E o vorbă românească asta. Suntem în regiunea de nord-est, în Moldova României, aici unde ruralul e predominant și unde abuzurile se întâmplă, cum spunea și Katia, în fiecare zi, dar nu sunt numite abuzuri, sunt viață, pur și simplu. Ce poate fi făcut? Acum, cred că e foarte important. Eu n-aș regionaliza foarte mult, pentru că e o problemă națională, e o problemă cu care ne confruntăm și care, iată, își pune foarte puternic amprenta. Violența domestică, abuzurile, hărțuirea sunt foarte prezente și în mediul urban, uneori sunt mai camuflate, poate nu sunt atât de directe, dar până la urmă tipurile de hărțuire și de abuz fac parte din această cultură a violenței normalizate. Și aici, de fapt, cred că trebuie să lucrăm. Ne-am obișnuit atât de mult să ni se pară complet lipsit de importanță faptul că o femeie este hărțuită, faptul că auzim tot felul de comentarii pe stradă. Trecem foarte ușor peste lucrurile astea și până când nu vom lucra împreună, vom munci împreună să nu mai existe această normalizare, pentru că aici e, de fapt, cea mai mare problemă. S-a normalizat violența domestică, s-au normalizat abuzurile, de multe ori nu avem reacții directe sau pregnante sau imediate, sau în momentul în care le avem, iată, și aici e o problemă, li se contestă celor care le au că de ce le au prea târziu. Și apare stigmă în toate variantele. Exact, apare stigmă, apare învinovățire, apare nevoia de a te ascunde, de fapt, pentru că nu vrei să fii vizibilă în momentul în care știi cu ce urmează să te confrunți, pentru că știi, pentru că ai văzut. De asta pentru mine a fost foarte emoționant mesajul
Viorica Ivodă, pentru că a fost un mesaj care s-a adresat în special fetei dânsei, în ideea asta de a construi generații mai empatice și generații mai atente la ce se întâmplă și generații care să-și găsească această forță comună, pentru că de multe ori singură îți e foarte greu. Și noi în proiectele noastre, în spectacolele noastre, în textele noastre, asta încercăm să spunem, să creăm aceste solidarități și să creăm aceste spații în comune în care adolescentelor, fetelor, femeilor să nu le mai fie atât de greu singure. Ce putem face? Sigur că e o întrebare care noi credem că e nevoie, cum spuneam, de multă solidaritate. E nevoie uneori să tăcem, să lăsăm spațiu pentru ca aceste povești să fie spuse, să le ascultăm, cum ziceam și în comentariu, să le credităm, să nu mai punem, să punem semne de întrebare, să spunem de ce acum, de ce nu mâine și să lucrăm împreună să vedem unde sunt fisurile, pentru că sunt fisuri, le știm, dar există și niște soluții, să fim mai conștiente, să facem ca în societate să nu se mai perpetueze tipul ăsta de violență, să învățăm de mici și fetele și băieții să se poarte într-un anume fel, să știe că un nu înseamnă un nu, că respectul e respect, că solidaritatea e solidaritate. Pentru proiectele noastre, zona asta educațională e foarte importantă și ea e o educație care trebuie să înceapă de când ești mică și de când ești mic, pentru că și aici ai o problemă. De multe ori zicem, fetele să. Nu, nu există fetele să. Există fetele, există băieții, există victime, există victime. Da, există corpuri fluide, există multe identități și cred că împreună de fapt trebuie să ne educăm unele pe altele și unii pe alții și să înțelegem că nu e că perpetuarea acestei violențe de fapt duce la traume foarte multe. Și iată, ajungi ca după 20 de ani, când îți găsești forța și curajul să spui ceva, de fapt să fii blamată și în momentul ăsta. Lucrurile nu trebuie să mai întâmple așa și poate că și teatru e un instrument prin care lucrurile pot fi problematizate ca să nu mai ajungem unde suntem și educația în special. Și sigur e din cu totul altă lume și cu siguranță din cu totul alte cauze. Cel mai mediatizat proces al acestei perioade e între doi foști soți, doi actori, care fiecare îl acuză pe celălalt de violență domestică și aici poate că e momentul să spunem că nu încurajăm violența din nicio tabără către cealaltă, nu? Măcar să o spunem, chiar dacă frecvența e clar ca femeile să fie mai des victime ale hărțuirii sub orice formă din partea bărbaților și a societății. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult!